Tinerii din satele raionului Florești au marcat ziua recrutului. Viitorii militari și-au demonstrat abilitățile în cadrul unor competiții sportive. Tinerii au urmărit cu interes exercițiile prezentate de militari și visează să devină soldați. Efectivul, când trece zilele recrutului la un orășelul Ghingești, este în Neata, raportat șef secției statii militare Florești, Maior Cucer. Bună ziua! Să trăiți, domn colonel! Garde. 3. Nu
Atenție! 7! Atenție! 8! Asta-i! Atenție! Da. Cum a zis domnul primar, să fie un bărbat adevărat. Da. Nu, dar vreau să vreau să mă duc. Da. Pentru că îmi place. Ce-ți place? Îmi place și un militar. Sunt ca un militar. Pentru a deveni bărbat. Devin un adevărat bărbat. Poți să devii bărbat. Tu, țara mea, Moldova, mamă, de neam adusă din povești, în frumoasa ta măramă, din zi în zi întinerești. Doina noastră, parte dreaptă, ne-o veghezi cu a ta povață. Brațul tău mereu ne așteaptă de la orice drum de viață. Tu ești mama noastră blândă, ne încălzești, ne oblăjești, chipul tău mereu ne încântă, cu ale tale fapte strămoșești. Ca o iubită surioară, cu viitor în bucurii, cu o melodie de vioară, ne închem pe întinsul din câmpii. Tu ești fiica înțelepciunii, botez ce are încânt și glume, de porți farmecul minunii. Floarea noastră, floarea lumii, strămoșii noștri ți-au dus faima. Noi azi pășim pe același gând, cu același gând, păstrându-ți cântecul și haina. Te vom slăvi pe acest pământ. Astăzi patria ne cere datorie de fecior. Pe doi ani la revedere, satule, să-mi scrii scrisori. Port la piept de mângâiere, o neframă de dinea.
Mă bucur foarte mult că astăzi, pentru prima dată, la noi în Orășel se petrece ziua recrutului. Această sărbătoare este o sărbătoare deosebită pentru fiecare bărbat care cu deosebită plăcere, după am văzut singur astăzi, ne-au demonstrat bărbăția, măiestria pe care o trec în momentul de față. Desigur, ca să devii adevărat bărbat, trebuie să treci pe multe greutăți, pe multe încercări, ca până la urmă să fac cum fac eu. De aceea, astăzi, se vor petrece multe competiții în localitate, unde va evolua și un ansamblu. De aceea vă doresc succese, să luați locuri de frunte și să pe viitor să avem mai mulți recruți, nu ca astăzi, pentru că armata este pe baza recruților pe care cu toți ne aducem aminte. Am fost cândva recruți, era cu mândrie să te duci la comisariatul militar, să treci comisia, ca mai poți să faci serviciu militar. Care nu trece comisia, se ducea plângând acasă. Așa vă spun că așa a fost. Deci vă doresc succese mai departe. Evenimentul Ziua Recrutului a fost organizat în Orășelul Ghindești de către Secția Administrativ-Militar a Raionului Florești și Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport. Și astăzi este o sărbătoare foarte frumoasă în Orășelul Ghindești. Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport, împreună cu Secția Administrativ-Militar din orașul Florești, a organizat astăzi o activitate consacrată Zilei Recrutului. Deci toți participanții, toți recruții astăzi care sunt, trebuie să se mândrească că sunt născuți în patria noastră, în Moldova, și să arăte, să dea dovadă de cele că toate capacitățile sportive care sunt deprinși la dânșă vor prinde bine și în viață. Florești se petrece măsură de educație militară patriotică, Ziua Recrutului. Cu părere rău că am puțin tineri s-au adunat, dar sperăm că în următorii ani vor fi mai activi și vor ocupa locuri bune în competițiile sportive. Da, în timpul de față mulți doritori sunt care doresc să-și facă serviciu militar, să-și prelungeze cariera militară și totodată, având ocazia, aduc la cunoștință că foarte multe locuri în serviciu militar sunt pe contract, care de acum orice soldat primește salariul.